vom putea să ne deplasăm în spații publice fără să trebuiască să declarăm în prealabil. Am auzit bine? Putem ieși din 16? Da, în 15 e ultima zi de carantină și din 16 putem ieși fără declarație și fără restricții. Yay! În sfârșit, după ceea ce a părut de eternitate, o să putem ieși din casă. Da, bine, mai sunt încă 3 săptămâni, da, măcar știm când. Exact. Ce vrei să facem când ieșim? Mergem la pădure cu hamacele? Da. Hamacele, grătarul, pătura, ustensilele pentru grătar. Da, numai grătarul trebuie să iau din pe balcon. Bun, eu am pregătit caserolele, tacâmurile, carnea și slănina și mai trebuie să cumpărăm legume când plecăm. Perfect, parcă vă gândim unul nostru, putem dormi în entuziasm. Ce faci, Diana, unde e meloul ăsta? E 16, e gata carantina, te aștept afară. E 12 noaptea. Nu contează, poți să ieși fără restricții, fără declarație, te aștept afară. 7 ore? Te aștept afară! Salut! Îți mulțumim tare mult că ne urmărești și sperăm că ți-a plăcut și acest episod. Chiar dacă nu pare cel mai Microsoft content de pe YouTube, pentru noi e o muncă extraordinară ca să putem face un episod la fiecare 2 zile, ceea ce facem de o lună deja. Am observat că aproximativ 80% dintre cei care vă uitați la episoadele noastre nu sunteți abonați, așa că am apreciat dacă v-ați abona și dacă ați apăsat și clopoțelul pentru a primi notificare de fiecare dată când postăm ceva. Totodată vrem să vă spunem că am lansat o ediție de tricouri de carantină, așa că dacă vă place ceea ce facem și vreți să ne susțineți, puteți să recomandați un tricou care e făcut de noi, adică toate tricourile o să fie făcute de noi. Mulțumim tare mult și pe data viitoare! Ceau! Bine, ceau!